Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Avram cel neegoist. Textul de memorat îl găsim în Genesa, capitolul 12, cu versetul 2. Te voi binecuvânta! Dar înainte să începem călătoria noastră, haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Scump Iisus, îți mulțumim pentru Biblie. Astăzi te rugăm să ne ajuți să fim generoși. Te iubim, Iisus. Vrem să fim ca tine. Amin. Avram a trăit cu mulți ani în urmă. El și soția lui Sara erau foarte bogați. Aveau argint și aur. Aveau mulți servitori. Aveau o mulțime de cămile, de oi și de capre. Fiindcă Avram și Sara îl iubeau pe Iisus, el le-a încredințat o misiune specială. Vreau ca voi să fiți misionari, i-a spus Iisus lui Avram. Vă voi trimite într-o țară îndepărtată ca să le spuneți altora despre dragostea mea. Unde vom merge? A întrebat Avram, dar Iisus nu i-a spus. Iisus voia ca Avram să aibă încredere în el. Totul avea să se întâmple la vremea potrivită. Avram avea o casă frumoasă. El locuia aproape de familia lui. Era foarte greu să plece și să lase tot, dar Avram nu s-a plâns. Da, Iisus, a spus Avram, voi merge chiar acum, oriunde ai nevoie de mine. Crezi că Iisus a fost fericit când a auzit răspunsul? O, sigur că da! Avram era unchiul tânăr al lui Lot. Iisus mi-a spus să plec departe, i-a spus Avram lui Lot. Vrei să mergi cu mine? Da, unchiule Avram, a răspuns Lot. Voi merge. Lot avea multe oi, cămile și vaci. Și de asemenea, mulți măgăruși. Avram și Lot erau gata de plecare. Sara, care era soția lui Avram și soția lui Lot, împreună cu toți servitorii lor, erau gata de plecare de asemenea. Când totul a fost împachetat, au pornit în lunga călătorie. Călătoreau pe timpul zilei. Noaptea se opreau și dormeau. Te gândești cine era cu ei? Sigur că da, ai dreptate. Îngerii erau cu ei. Și Iisus era cu ei. Ei nu-i puteau vedea pe Iisus și pe îngeri, dar aceștia erau acolo. După multe zile, Avram, Sara, Lot și toți ceilalți care erau cu ei au ajuns în țara în care Iisus voia ca ei să fie misionari. Și-au întins corturile și s-au odihnit. Servitorii lui Avram și cei ai lui Lot au scos vitele la păscut. Atunci a început cearta. Animalele lui Avram și cele ale lui Lot aveau tot mai mulți pui. În curând, în jur, nu mai era suficientă iarbă pentru toate. Servitorii au început să se certe pentru iarbă. Poate că nu trebuie să trăim toți în același loc, i-a spus Avram lui Lot. Astfel, servitorii voștri cu ai noștri vor putea găsi iarbă din belșug. Pare o idee bună, a spus Lot. Au mers amândoi să se uite la pășunile din jur și să decidă unde vor să trăiască fiecare. Avram era mai în vârstă și era unchiul lui Lot, astfel că Lot ar fi trebuit să-l lase pe Avram să aleagă primul. Dar Lot a fost egoist. El a ales primul și a cerut locul care i s-a părut cel mai bun. Deși s-a întristat că Lot a fost egoist, Iisus s-a bucurat că Avram a fost generos. Iisus a putut să-l binecuvinteze pe Avram și să facă lucruri deosebite pentru el, deoarece era un om bun, generos și ascultător. Iisus vrea ca și noi să iubim pe ceilalți, așa cum a făcut Avram. Când ne purtăm astfel, și noi suntem fericiți. Și Iisus, ai vrea să fii neegoist? Haideți împreună mânuțele și să spunem rugăciunea noastră. Scump Iisus, te rog ajută-ne să alegem întotdeauna să fim altruiști. Vrem să fim mici misionari pentru tine în fiecare zi.
Te iubim, Iisus! Amin! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!